Tema din această dimineață este imoralitatea. Dușmanul bisericii. Imoralitatea. Și mă gândesc, citind textul acesta pe care fratele Cornel l-a adus înaintea noastră, scris de Apostolul Pavel prin directa îndrumarea Duhului Sfânt. Cât de rea poate să fie imoralitatea, nu în lume, și în lume, dar dacă ea este lăsată să pătrundă în biserică. Cât de rău, cât de mult a afectat imoralitatea aceasta biserica din Corint. Și mai mult poate să afecteze biserica Maranata, biserica Pentecostală, biserica din lumea întreagă. Imoralitatea. De fapt, ce este imoralitatea? Lipsa de moralitate. Simplu atunci când moralitatea este lăsată jos. În Biserica Domnului trebuie să predomine, să primeze moralitatea creștină. Nu neapărat moralitatea lumească. Dar dacă nu-i nici măcar moralitatea lumească, moralitatea creștină greu e de crezut că va fi. Pentru că așa cum se spunea de multe ori aici, orice pocăit mai întâi trebuie să fie om. Că dacă nu-i om, greu e să crezi că Prin urmare, moralitatea aceasta creștină este atât de importantă în acest viac, când progresismul modern împinge societatea la o imoralitate profundă. Lucrurile morale, social-morale de altă dată, sunt considerate învechite, înapoiate. Și moralitatea socială de altă dată este considerată fără sens. Iar lucrurile anormale astăzi sunt împinse să devină normale în societate. Să te măriți cu un câine. Altă dată asta era o nebunie. Ziceam, mă ești nebun? Cum să crezi așa ceva? Dar în societatea de astăzi suntem împinși să credem că zoofilismul nu e un păcat. Te poți mărita cu un câine. Că unul vrea să aibă bot de câine. Am văzut că o plătit vreo 40.000 de dolari să-i facă bot de câine. câine. Că el se crede câine, altul se crede pisică. Nu mai știu ce. Domnule, altă dată zice, mă, ăștia sunt Astăzi? Hm. Zici că sunt normali. Ca să nu mai vorbim de alte practici imorale care sunt ridicate la nivel de virtuți, astăzi și oamenii să devină culi, cool, vor să fie cât mai imorali. Dar iată ce se întâmplă când această imoralitate pătrunde în biserică. Pentru că ea stă la ușa bisericii. Gata să intre prin unul din noi. Nu știu prin care. Dar ea își face loc și prin unul din noi, dacă nu veghem, va pătrunde în biserică. Iată ce s-a întâmplat în biserica din Corint. În biserica din Corint, o biserică într-un oraș prosper. Corintul era un oraș prosper, așezat într-un loc strategic deosebit, pe malul unei mări. De asemenea, atât la partea de nord a Corintului, cât și partea de sud a Corintului, amândouă erau două locuri bune unde erau porturi. Veneau vapoare și în partea de nord a Corintului și în partea de sud. Și vapoarele astea nu veneau goale, veneau cu mărfuri. Aduceau mărfuri și duceau mărfuri. Era un oraș prosper. Erau opt temple ale păgânilor, ale zeilor în Corint, unde se practica lesbianism, homosexualism, zoofilism, tot ce vreți. Acolo se aduceau jerfe se practicau toate lucrurile oribile, teribile și scârboase de care societatea de azi vorbește aici, în America și în lumea întreagă. În orașul acesta prosper, Dumnezeu a făcut o minune, să există o biserică. Să existe cineva care să se oprească, să se opună valului de imoralitate și să spună, vrem să păstrăm o moralitate pe care a stabilit-o însuși Dumnezeu. În legea noastră firească, știți că zice apostolul, la umână, vă învață și firea, adică Dumnezeu, cum spune Emanuel Kant, a pus legea morală în noi și în cer, ne uităm la cer care este stropit cu stele. Dumnezeu în omul din afară, în omul din lume, a înscris o lege morală. Și omul din lume știe că e păcat să omori, îi păcat să ucizi, îi păcat să furi îi păcat să faci o vătămare corporală cuiva. Știe legea din afară, legea lumească, legea morală, că lucrurile acestea sunt păcate. Dar biserica trece de această moralitate socială și are o moralitate spirituală. În biserica din Corint, iată ce s-a întâmplat. A pătruns o imoralitate printr-un tânăr. Un tânăr al cărei mamă îi murise. Tata lui se căsătorise cu o altă femeie care îi devenise mamă vitregă. Nu știm acum dacă tatăl îi mai trăise sau nu, dar ce -a, ce a ajuns el să facă? A ajuns să comită adulter cu mama lui vitregă. În Biserica Domnului, el fiind botezat, fiind membru, dar mă îndoiesc că era născut din nou. Că în biserică pot să fie membri doar botezați în apă, dar nu născuți din nou. Și membrii ăștia botezați în apă, fără să aibă nașterea din nou, te pot șoca cu anumite păcate care li s-ar părea normale. De ce e păcat să bei? Îi păcat să mergi la film? Îi păcat să curvești? Să te culci cu o fată înainte stensori, să vezi dacă te potrivești, și apoi să te însor cu ea, și dacă nu, să o lași, să-i dai papucii. Și toate practicile acestea imorale afectează, și am să vă spun ce afectează. Ce rău mare aduce nu numai celui care le comite, ci chiar bisericii lui Dumnezeu. Și tânărul acesta trăia cu mama lui Vitregă. Dacă îi trăia tata, nu știu. Dacă nu îi trăia tata, nu știu. Biblia nu spune. Dar asta spune Biblia. Și mai rău că această practică imorală o auzit, s a auzit în biserică. Și frață din biserica din Corint, în loc să-i spună, mă băiatule, cum îți permis să faci așa ceva? Zice că s-au fălit, adică și ce înseamnă a se făli, a se lăuda. Bă, ce băiat de treabă, uite că are grijă de mamă să. O fi vitregă, dar uite ce, mă înțelegeți, Apostolul Pavel, când aude așa ceva, este terminat. Pentru că într-o societate prosperă, unde mărfuri vin, se face business, unde oamenii nu mai sunt interesați de absolut niciun fel de moralitate, nici socială, nici divină. Nu-i mai interesat individul, omul, persoana din Biserică de ceilalți decât de el. Păi bine, nu mă interesează ce face el. Îți spun ceva, pastore, dar să nu mă spui. Îi treaba lui ce face el, eu vreau să spun, dar nu-i bine. În care fiecare, pur și simplu, încercăm să ne conservăm într-un fel de creștinism propriu, fără să ne intereseze de moralitatea sau imoralitatea celuilalt, creștinismul se duce pe râpă. Și iată ce afectează imoralitatea când pătrunde în biserică. În primul rând, imoralitatea ajunsă în biserică va aduce confuzie spirituală. Nu mai știi ce-i păcat și ce nu-i păcat. Ce-i place lui Dumnezeu și ce nu-i place lui Dumnezeu. O confuzie totală spirituală. Și atunci se nasc întrebările. Îi păcat să fac asta? Îi păcat să fac asta? Îi păcat să fac cealaltă? Nu mai știi pentru că nu mai ai o direcție spirituală. Ai pierdut și am pierdut direcția plăcută lui Dumnezeu. Care o fi drumul ăla plăcut lui Dumnezeu? Strigă profetul Ieremia, întrebați care scărările alea vechi, care duc spre viață. Ați ajuns, spune profetul poporului de atunci, și sper să nu fim și noi azi, într-o confuzie atât de spirituală încât nu mai știți direcția. Și necazul unei călătorii, fără nicio țintă, este că nu mai știi când ajungi la destinație. Confuzie spirituală. De ce a ajuns biserica din Corint să laude, să se mândrească cu această practică păcătoasă? Iată de ce. Uitați-vă să privim puțin în atmosfera bisericii din Corint. În biserica din Corint s-a ajuns la această confuzie pentru că erau dezbinări în biserică. N-am să dau citatele pentru că timpul se duce. 1 Corinteni 1 10 la 11. Vă rog, notați-le și citiți-le acasă. Erau dezbinări în Corint. Unul zicea a lui Pavel, celălalt a lui Apollo, celălalt a lui Chifa, celălalt a lui Hristos. Și până la urmă au împărțit Biserica între aceștia. Baza credinței, o a doua cauză, era pe înțelepciune omenească. Biserica era condusă de niște coordonate ale înțelepciunii omenești. Îi bine să facem așa, da, e bine. Îi bine să trăiască la cu... Da, e bine așa. E bine așa, e bine. Nu erau conduse cu o înțelepciune duhovnicească. Biserica lui Dumnezeu nu se conduce ca un business din lumea asta. Ca o societate de consum. Nu. Biserica lui Hristos se conduce cu înțelepciune care trebuie să vină de la Dumnezeu. De aceea spune apostolul, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, nu orice înțelepciune care vine de sus, s-o ceară cu credință și Dumnezeu i-o va da. În biserica lui Dumnezeu, nu e, biserica Domnului nu este o instituție lumească. Și nu se conduce după gusturi, după prietenii, după rudenii, după favoritisme, după interese. Biserica lui Hristos se conduce după înțelepciunea care vine de sus a lui Dumnezeu și după principiile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1 17 la 31 și 1 Corinteni 2 1 la 16 spune apostolul Pavel sublinind ideea nu v-am vorbit cu o înțelepciune omenească, cu filozofii omenești, ci cu înțelepciunea dată de Duhul Sfânt. De asemenea, biserica acceptă răul ca fiind bun și bunul ca fiind rău. Inversează valorile. 1 Corinteni, capitolul 5. De asemenea, există certuri în biserica din Corint și se duc la tribunal în loc să se ducă între frații care erau mai cu experiență și mai în vârstă în biserică sau conducerea bisericii, ei să-și rezolve problemele, apelează la tribunal. 1 Corinteni, capitolul 6, zice Apostolul Pavel, Atât de firești sunteți și nu este unul duhovnicesc între voi să judece de trebuie să mergeți la cei din lume să vă judece cazurile voastre? Cât de rău a căzut biserica. În biserica din Corint erau multe divorțuri. 1 Corinten 7, 1 la 4. Apostolul Pavel spune clar despre faptul că divorțul este un păcat, că nu este acceptat de biserică. Însă biserica nici o problemă nu are Mâncau din lucrurile jerfite idolilor, lucru interzis de Dumnezeu. 1 Corinteni 6 cu 12 și în tot capitolul 6, pentru ei a mânca, dacă știau că e jerfită idolilor, mâncarea nu conta. Nu mai contau nimic. Practicau cina Domnului și la cina Domnului foarte, într-un mod foarte nereverențios, Lipsi de sfințenie. Mergeau la cina Domnului beți, alții certați, alții lăfăindu-se cu mâncare, alții fiind săraci. Nu-i cazul bisericii Maranata, dar biserica din Corin nu vroia să-și plătească slujitorii. Deci, repet, nu-i cazul bisericii Maranata. 1 Corinten 9, 1 la 27. Nu vreau să audă că să-și plătească slujitorii. Și pentru că nici nu avea slujitori, de-aia au ajuns biserica unde au ajuns. Ținuta bisericii în Corint era irelevantă. Nu interesau. Veneau îmbrăcate femeile oricum, bărbații veneau îmbrăcați oricum. Nu conta ținuta. 1 Corinteni 10, 1 Corinteni 11, citiți vă rog. De asemenea aveau probleme teologice serioase probleme pneumatologice privind lucrarea Duhului Sfânt. Era confuzie totală, 1 Corinteni 14. Și aveau probleme escatologice. Nu credeau în învierea morților. Biserica din Corint spunea, unii dintre ei din biserică spuneau, acum înviază morții. Noi nu știm dacă înviază morții. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 trebuie să explice cum înviază morții unei biserici care trebuia să creadă în învierea morților pentru că era legată, strict legată de învierea lui Isus Hristos. Noi, iată, toate aceste probleme au cumulat la permiterea imoralității în biserică. Și atunci, biserica se laudă cu cei ce trăiesc în păcat. Nu se lamentează, nu îi pune sub disciplină, ci din potrivă, biserica spune și îi laudă, fac bine. Așa se naște o confuzie spirituală într-o biserică. Când nu se mai știe direcția în care trebuie să mergi. Un al doilea pericol al imoralității este că împiedică progresul spiritual al poporului lui Dumnezeu. Biserica din Corin numai nu înaintează. Bate pasul pe loc de zeci de ani. În loc să crească, scade. În loc să progreseze, regresează. În loc să aibă succese, are tot insuccese. Și se întreabă, Doamne, de ce? Păi din cauza asta. Știți că păcatul unui singur membru din trupul lui Hristos afectează toată Biserica? Fie el un păcat ascuns, care nu-l știe nimeni, și care îl trăiește cineva în ascuns, afectează întreaga Biserică. Iosua 7, unul singur a păcătuit, Acan. Și tot poporul a fost împiedicat să aibă progres, să aibă victorii, să înainteze. Astfel că Iosua în capitolul 7, versetul 25, după ce îl descopere pe Acan, să uită la el și îi spune Pentru ce ne-ai nenorocit? Unul singur să nenorocească o națiune care îl are pe Dumnezeu cu ea, da, Păcatul poate fi o stavilă, o piedică în calea progresului poporului lui Dumnezeu, nu a progresismului, ci a progresului. 1 Timotei 5 cu 20. De aceea spune Pavel, dacă vreunul păcătuiește, Timotei, mustră-l înaintea bisericii. Nu un ascuns, nu să nu știe nimeni. Mustră-l înaintea tuturor, ca ceilalți să aibă frică. Niciodată n-am făcut treaba asta. Dar dacă Apostolul Pavel zice că e bine să o faci, poate ar fi fost bine. Pentru, nu e vorba de o frică de oameni, e vorba de frică de a mai păcătui. Sau ceilalți să nu se gândească la așa ceva. De ce? Pentru că Biserica Domnului trebuie să fie moral spirituală. Imoralitatea distruge progresul spiritual al unei biserici. Și când mă refer la progresul spiritual, frați și soro, nu mă refer numai la crește ca număr de membri, nu mă refer la avea nu știu câte clădiri, nu mă refer la avea nu știu câte, știu eu, departamente cu nu știu câți lideri, ci progresul spiritual înseamnă maturitate spirituală. E atâta pipernicie spirituală, atâta imaturitate spirituală în poporul lui Dumnezeu de azi. Pentru că ne axăm foarte mult doar pe cântare, mai puțin pe predică, mai puțin pe rugăciune, mai puțin pe post. Dezvoltăm slujbe siropoase cu, știu eu, un ecou foarte puternic, dar nu asta ne ajută să ne dezvoltăm spiritual, să ne maturizăm spiritual. Mă duc mai repede, imoralitatea atrage consecințe dureroase asupra familiei nu numai asupra bisericii auziți ce spune Pavel despre tânărul acesta, păcat de el zice, dați-l afară pe răul acela din mijlocul vostru auziți ce consecință asupra familiei, el devine un rău mai grav să fie dat pe mâna satanei Ați vrea unul de aici să, să vă spun te dau pe mâna satanei eu n-aș vrea, mi-ar fi și greu să rostesc așa ceva Păi dacă cineva ar auzit că un păstor o zis cuiva să-l dăm pe mâna satanei pe unul care o păcătuit. Cine știe câte comentarii ar fi pe Facebook, pe Instagram și așa mai... Auzi, domnule, cum își permite să spun așa ceva? Ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei? V-ați gândit vreodată? Zice, un astfel de om să fie dat pe mâna satanei iar trupul lui, sufletul lui, să, Duhul lui să fie cum. cumva salvat. Iată ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei. Satan nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să permită anumite lucruri să se întâmple. Luca 22 cu 31. Iisus stă de vorbă cu Petru. Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne greu. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Cine o cerut? Cui o cerut satana pe ucenici să-i cearnă? Cui? Domnului. O zis, domn, Ăstea sunt ucenicii? Da. Sunt ucenicii care au umblat cu el? Da. Ăștia sunt credincioși? Da. Dă-mi puțin pe mână. Nu mi trebuie decât o noapte să-i cer o dată bine și să văd dintre ei cât mai rămân. Și Domnul a zis, ți -i dau, dar nu ți -i dau să-i distrugi, ți -i dau să-i încerci. Vreau să-i încerci, pune-i în ciur și încearcă Și-a început să-i cerne satana într-o noapte că au fugit tăți mâncând pământul care încotro. Și marele Petru care a zis, cu tine mă duc până la moarte, orice s-ar întâmpla. Rupea pământul, așa fugea. Ba, în noaptea aceea a zis: Nu-l cunosc. S-a blestemat pe capul lui și a zis: Niciodată n-am fost cu el. Niciodată nu l-am văzut. A ajuns să se trezească din ciurul acesta satanic și să zică: Ce am făcut? Să plângă, să se lamenteze să-și ceară iertare. Pentru că cineva s-a rugat pentru el să nu-și piardă credința că Dumnezeu îl mai poate ierta. Știți, sunt oameni care au păcătuit, dar satana i-a pus în ciur după ce i-a ciuruit bine, i-a purtat bine, omul își pierde credința și o zice, nu mă mai iartă pe mine Dumnezeu, nu mă mai Că asta e bagă satana în cap. Deși Domnul e gata să-l ierte, dacă omul vine plângând și zice, iartă-mă, Dumnezeu e gata să-l ierte și să-i dea iarăși salvare. Dar omul Omul mințit de satan, zice satan, nu te mai artă Domnul, orice ai face. Și atunci omul își pierde orice curaj și se tot duce. Ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei? 1 Samuel 16 cu 14 Saul, este cel mai trist verset din Biblie. Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Adică cum venea de la Domnul? Era îngăduit de Domnul. Domnul i zis, Duhului rău, Duhul rău s-a dus și a zis, ai văzut ce a făcut Saul? Nu a ascultat, că nu a așteptat pe Samuel. O a adus el jerfă și nu era îngăduit. Vezi, Doamne, ce a făcut Saul? Ia dă mi puțin pe mână să-l cern un pic. Și să vezi tu când îl cern eu, că asta se tot duce. Și Domnul a zis, îl las. Du-te, Duhul rău, că vreau să-l încerc, să vedem dacă chiar e așa cum zici. Și știți cu toții ce s-a întâmplat cu Saul. Dar e mai este un om, Iov, cu care se laude de Dumnezeu în cer. Și Satan zice, da, 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 mi-l dai să-l cern? Dacă mi-l dai să-l cern, să-l pun în ciurul meu, să-l cern un pic și să-l probe să văd dacă e așa cum zici tu, îl lași pe mâna mea. Să vezi când te va blestema în față. Satan, îl las pe mâna ta, dar nu te atingi de viața lui. Poți să te atingi de tot ce e a Lui, dar de sufletul Lui nu te atinge. Și numai atât o putut să facă diavolul, cât i-a îngăduit Dumnezeu. Asta înseamnă să fii dat pe mâna satanei. No, practică tu imoralitatea în și cel rău care vede și el în ascuns să meargă în fața Domnului să spună, îl vezi ce face. Lasă-l un pic pe mâna mea. Și Domnul zice, ți-l dau pe mână. Știți apostolul Pavel mai târziu zice: primiți-l înapoi. Ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Să te ferească Dumnezeu să ajungi pe mâna Satanei, care n-are milă, care n-are compasiune și care vrea să te distrugă 100%. Pentru că tu ți-ai permis imoralitate înascuns. Ai fugit de protecția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie duhurilor rele să vină peste tine. Le lasă. Până când tu zici din ziua de azi, din clipa de acum mă pocăiesc. Doamne, îți promit că nu mai vreau să trăiesc în imoralitate. Vreau să mă pocăiesc, să mă sfințesc, vreau să fiu al tău. Și Dumnezeu atunci oprește puterea celui rău, îndelungă, alungă duhurile acelea rele și tu devii din nou un trofeu. Imoralitatea afectează trupul lui Hristos. Gândiți-vă cum era biserica aia când mai avea... Biserica Domnului zice în 1 Corinteni 12 că le spune Pavel că tot din, din Corinteni, acum am luat toată cartea Corinteni, 1 Corinteni, și să o analizăm puțin. Zice Pavel, mă, voi sunteți trupul lui Hristos. Voi sunteți mădularele unii altor. Așa cum mâna asta, mâna dreaptă, are nevoie de mâna stângă, nu? Că mâna dreaptă, se apropie de mâna stângă, nu? Dai mâna, nu, nu simți mâna dreaptă ca fiind străină când dai mâna cu mâna stângă, nu? Eu când dau mâna cu altul, imediat simt că e o mână străină, nu? Că e o mână străină, când dau mâna cu oricare de aici, simt că e o mână străină în mâna mea dreaptă. Dar când iau mâna mea stângă și o pun în mâna mea dreaptă, mâna mea dreaptă nu mai simte că e o mână străină. Zice, e sora mea, mă! E ceea ce face parte din mine, nu? La fel, biserica este un organism viu care are mădulare noi suntem mădurare noi nu suntem străini unii de alții noi suntem frați și surori în Hristos și cum mâna dreaptă are nevoie de mâna stângă cum ochiul drept are nevoie de ochiul stâng cum narea dreaptă are nevoie de narea stângă cum gura și urechile au nevoie unele de altele toți avem nevoie unii de alții nimeni nu e în plus în biserică numai dacă vrea el să se considere în plus. Dar în plus nu -i. Dacă stă la locul lui și își face datoria, nu în plus. Numai în plus ei când nu stă la locul lui. Atunci produce perturbare. Și ultimul lucru cu asta și închei și îmi cer scuze că am și trecut, de fapt asta e, imoralitatea te împiedică să intri în împărăția lui Dumnezeu. Matei 7, 21 la 23. Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi multe minuni. Auzi care e rezultatul final al lui Isus? Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați ce? Știți ce e fără de lege? Imoralitate. Depărtați-vă. Apocalipsa 22 cu 15, afară sunt câinii, curvarii, vrăjitorii, nu? Uh, ucigașii, închinătorii la idol și oricine trăiește în minciună și iubește minciuna. Sunt afară. Imoralitate. Ca și o concluzie, și cu asta închei, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne păzească să fim imorali, să ne păzească Dumnezeu să fim agentul celui rău, care să aducem imoralitatea în biserică. Să ne păzească Dumnezeu, ca să nu cumva să pierdem împărăția lui Dumnezeu. Au zis la ce ne cheamă Pavel în Roman 13 cu 13. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, și în fapte de rușine, nu în certuri, nu în invidii, ci îmbrăcați în Domnul Isus Hristos. Dorim lucrul acesta? Haideți ridicați înaintea Domnului să ne rugăm.